Bună ziua la toată lumea din nou. Astăzi vreau să vă vorbesc despre acest cuțit. Probabil că știți toți despre ce este vorba deja. S6 este modelul, dar nu este versiunea standard. Din ce cauză? Pentru că l-am modificat. Normal. Cam 80% dintre cuțitele pe care le-am modificat, nu din cauza că nu mi-ar fi plăcut ceva, din cauza pur funcțională. După cum vedeți, mai are un veliuș de protecție care e un fel de vopsea epoxidică, care e foarte lipicioasă pe lemn. Multora le place acel tip de protecție, dar eu personal nu l-am preferat. Eu l-am cumpărat, l-am cumpărat din Olanda. L-am cumpărat separat. Teaca specifică, nu știu să vă zic, ceva plastic cu multe sisteme de prindere și un tech lock reglabil care poate fi poziționat cam în orice poziție, orizontal sau verticală. Nu mai știu să vă spun prețul, oricum nu contează. Ce contează este că cuțitul e chiar fain. Să pun teaca deoparte deocamdată. Stă foarte bine în mână. Sper să se și vadă. Eu nu văd prea bine. Așa. Deci, stă chiar foarte bine în mână. E suficient de gros. Aproximativ 5 mm cred că are spinarea. Nu știu să vă spun exact, nu l-am măsurat. Lungimea este potrivită pentru un cuțit de pădure, zic eu. El e vândut ca și cuțit de supraviețuire pe piețele internaționale. La noi nu știu dacă se pune cazul de supraviețuire, totuși cuțitul e fain. Întotdeauna e bine să ai o sculă bună la tine. De aia l-am și cumpărat. Ce nu mi-a plăcut când l-am cumpărat? Nu știu cât de bine o să vedeți noastră. Unghiul de ascuțire l-am modificat. Cuțitul bărbirea la propriu când l-am scos din cutie, totuși nu am reușit să cioplesc cu el nici măcar 5 bețe. Avea unghiul așa de abrupt încât puteai să spargi pietre cu el, dar nu puteai tăia. Ei, când am venit acasă, am avut timp și l-am făcut convex. Am și poze, din păcate încă nu știu să editez videoclipurile ca să pun și poze. Cam, cât să vă zic, un centimetru și ceva din pe lungimea lamei. L-am făcut aproape scandi. Adică l-am subțiat mai mult de jumătate din cât a fost. După care am dat jos vopseaua de protecție. Înainte să dau jos vopseaua de protecție, după cum vedeți, oare vedeți? Da. Se văd scrisurile Rowan, SE, Knives, USA și pe partea asta la altă. La fel, S6. Nu mai sunt vopsite. Am tratat zona respectivă cu clorură ferică în repetate rânduri până s-a adâncit, dar în momentul în care am șlefuit toată suprafața lamei, s-a mai șters din. După care l-am acoperit tot cu clorură ferică, inclusiv partea de sub mâner. Cuțitul după aia a fost exact ce trebuie să fie, adică un cuțit bun. Tratamentul termic foarte bun. Deci eu am rămas surprins de cât de bine își ține tăișul, inclusiv după ce am făcut jumătate din cât a fost tăișul. L-am abuzat la propriu. Nu s-a îndoit, nu s-a ciobit, nu s-a roluit nimic ca vârful, nu știu la fel cât de bine se vede. Dar e foarte subțire comparativ cu alte cuțite. La mărimea asta, la fel. L-am încercat, nu l-am, n-am,
Nu l-am abuzat vârful, e adevărat, dar nu s-a îndoit, nu s-a făcut absolut nimica. E foarte elastic cuțitul. Adică dacă o să-l treci printr-un butuc mai mare cu un ciot, dacă nu va reuși să treacă de ciot, îl va ocoli. Am pățit, se îndoiește, după care își revine foarte fain. Și la fel, retenția tăișului e foarte bună, zic eu. Cu ce îmi compar ca și retenția tăișului mai toate cuțitele, cu cuțitul meu preferat, Falkniven F1. Cred că, de fapt, al doilea cuțit cumpărat, dar primul care mi-a plăcut cu adevărat. Ce am mai observat? După ce am dat jos stratul de protecție, se dă foarte greu jos, apropo. Am cumpărat nu știu ce soluție de pe la chimicale. Nu pot să vă spun că nu știu acum numele soluției. Oricum, ceva agent diluant foarte puternic, nu se vinde la orice magazin. Ideea e că am reușit să-l dau jos și numai în aer liber. Deci face o putoare de insuportată. Pe balcon am reușit totuși să lucrez cu mănuși de protecție și mască și inclusiv ochelari, să nu cumva să mă stropesc pe ochi. Ruginește foarte ușor cuțitul. Aici are o pată. Cred că se vede ceva, oricum. Ruginit stând în teacă, în casă. Și în casă există umiditate, oricum e foarte puțină, dar ideea e că ruginește. Unde a ruginit cel mai tare a fost în zona mânerului. Deci sub plăsele au avut rugină chiar multă. Și atunci ce am făcut, la fel ca și un test, dacă se observă, între linerul roșu și lama cuțitului, am pus o garnitură de cameră de cauciuc. Am tăiat forma frumos, adică frumos, mai puțin frumos. Ideea e că am tăiat forma mânerului și am pus-o acolo. Și am strâns. Acum urmează, după o perioadă, să-l redesfac, să vedem dacă m-a mai ruginit, a intrat apă sau transpirație sau alte lucruri și dacă m-a mai ruginit sau nu. Ce să vă mai zic despre cuțit? Partea asta aici, scobitură, choil, nu sunt eu mare fan, dar te ajută, dacă vă place. Eu personal nu prea îl folosesc. Oricum, cuțitul ăsta acum e al fratei meu, îmi place foarte mult, l-am testat, l-am făcut să-mi placă, după care l-am făcut cadou. Și lui place să iasă la pădure și îl apreciază. Dar după cuțitul ăsta am încercat să-mi fac altul, pentru că mi-a plăcut ca și dimensiuni, formă, însă normal fără scobitura asta, care nu e utilă în toate situațiile. Și a ieșit ăsta. Să vă-l arăt comparativ. Așa. Ca și dimensiuni, mânerul îi aproape vreo 3 mm diferență partea cu micarta, cu plăselele, că ăsta mai are ceva pe el. Apoi, ăsta e un fel de, adică nu un fel, e G10 și lama la ăsta al care l-am făcut e din OSC7, mi se pare că. Oțel de scule românesc. Grosimea e cu 0,5 mm, chiar dacă nu pare, numai chiar 0,5 mm diferența. Numai asta se subțiază ușor spre vârf, ăsta nu. Vârful, la fel, e mai abrupt în ăsta făcut de mine. Oricum, l-am folosit foarte mult,
Am și un filmuleț în care tai niște crenguși destul de mari cu el. Dar l-am dat unui prieten care tot a vrut să aibă un cuțit făcut de mine și el taie oase de vițel, mi-a spus. Și cred că se vede, eu am făcut două îndoituri. Nu e ruptură, nu e nimica. Și ăsta l-am abuzat, nu am avut milă de el. Și l-am inoținut, dar se pare că în cioante trebuie un tăiș secundar mai pronunțat. Și ca atare mi l-o dat să îl refac. Dar ca și comparație am vrut doar să vedeți de la ce am început eu să-mi fac cuțite. Așa. Totuși, îmi place mai mult micarta decât G10-le. Pentru că G10-le se face foarte lucios. E mult mai rezistent la șocuri. Asta e adevărat. Nu... Dar ca și cum se simte în mână, micarta, asta mi se pare că e, wow, cum zice, lin în micarta, nu știu, micarta pe bază de material, nu pe bază de hârtie. Se pare că există mai multe feluri. E mult mai plăcut la utilizare decât asta. Ok. O să vă arăt și cum taie. Ca să revenim la S6 și legat de oțel 1095 tratat de domnul Rowan la 5557 HRC. E un bețișor, nu ați văzut cum taie, foarte curat tăiturile. Nu. Dacă are coating-ul pe el, vopseaua de protecție și unghiul pe care le avea inițial, nu o să puteți face așa ceva cu el. Eu, cel puțin, n-am reușit. Ce să mai zic de chestii fine. Astăzi o să fac un foc, mi-am adus niște acte, de fapt documente, garanții și alte chestii care nu vreau să le arunc la gunoi și o să le ard. Dar să revin la oțel. Tratamentul termic este foarte important la orice oțel, în funcție de ce aplicabilitate are. Unele persoane susțin că dacă are 5557 HRC, este un oțel moale. Adevărat. Însă, oțelul ăsta la 5557 HRC poate să facă ce un alt oțel face la 60-62, adică retenția tăișului și alte lucruri. Deci, cuțitul ăsta ține mult mai bine tăișul decât Falkniven F1, care e 5859 HRC, dar este mult mai flexibil și... poți să-l abuzezi mai mult. Nu se ciobește. Aud un lătrat suspect. De-aia m-am oprit. Cred că e ceva vulpe prin zonă. Nu se ciobește. Acum, probabil că dacă îl dai cu el de piatră și alte lucruri, o să se ciobească. În schimb, așa neprotejat, ruginește foarte, foarte ușor. Am crăpat lemne, am crăpat chiar butuci. Mi-au plăcut întotdeauna cuțitele mari. Deși
primul cuțit care l-am cumpărat a fost, cred că, cel mai mic cuțit al meu, nici nu mai am. Un Topscat 201 de la un prieten foarte bun. Ce să vă zic? Dacă aveți bani, pentru că e un cuțit, zic eu, scump, cred că am dat pe el cu toată treaba vreo 200 de euro. 150 ceva de euro cuțitul, vreo 20 ceva de euro teaca și vreo, nu știu, 12-15 euro teclacul. Dar asta în cauza că l-am cumpărat din Europa. Merită. Eu zic că merită. Nu sunt cel mai expert în utilizarea cuțitelor, totuși îmi place, fac cuțite de hobby și majoritatea cuțitelor care le-am sunt făcute de mine și nu am milă de ele. Și vă zic că e greu să faci un cuțit bun. Cuțit bun la toate nu există. Totuși, începând cu ăsta, vreau să vă arăt într-o serie de câteva filmulețe ce cuțite am și cum le-am folosit și de ce le-am cumpărat. Sper că v-a plăcut această scurtă prezentare și vă mai aștept. Încerc totuși să vă arăt și cum pregătesc focul, tot cu cuțitul ăsta. Mi-am adus o bucată de lemn de pin, din care am încercat, a fost o creangă mai mare, din cealaltă bucată am făcut un kit de, un set de aprindere a focului prin fricțiune. Am reușit, printre altele. Și creanga asta era cel mai apropiat de copac și are niște rășină acumulată în ea și vreau să o crap, să vedem cum se vede. Mai am niște vreascuri pe aici pe lângă, la care o să vreau să le dau foc. Și sper să se vadă. Încă o chestie apropo de cuțit. Garanția e pe viață, în sensul că orice s-ar întâmpla, orice modificare e făcut sau nu, dacă cuțitul s-a rupt, s-a ciobit mai tare decât ar trebui, îl trimiteți la ESSE în America și vă trimit unul nou nouț, fără să vă întrebe ce a făcut cu cuțitul, ceea ce e un lucru fain. Acum, legat de betișoarele mele, vedeți, sau sper că vedeți,
Se vede așa o zonă mai închisă la culoare. Aia îi rășină acumulată înainte să se usuce creanga în totalitate. Nu-i foarte multă, dar ajută. Din asta o să fac niște bețe pene. Din creanga ce am tăiat-o demonstrativ aici, e destul de uscată. O să mai fac câteva lucruri și după aceea sper să pot pune lemnele mai groase peste. Să vedem. Cu cât conținutul de rășină e mai mare, cu atâta se cioplește mai greu un pic. Și acum o să încerc să aprind cu amnarul, deși în mod normal aș folosi bricheta. Doar demonstrativ. Să vedem. Amnarul. Un ciop de amnar. Nu-l văd. Îl am din 2009, Light My Fire, Army Model, și probabil că o să vă povestesc într-un clip de ce am ajuns cu el să fie așa. Ok, hai să încerc să-l pornesc ăsta. Nu scapăr niciodată cu cuțitele, mie nu-mi place scăpăratul amnarului cu cuțitul, de aia nici nu fac probleme dacă am spinare sau nu am spinare. De 90 de grade la cuțit, pentru că nu-mi place. Prefer să folosesc o piatră decât spinarea cuțitului. Dar am făcut un mâner pentru scăpărătoarea de la amnar, care funcționează destul de bine. Fac înainte să mai fac câteva. O să mai fac câteva, că sunt prea puține, nu o să reușesc să prind focul numai cu asta. Și după aceea îl pornesc.
le fac torbețișoare ca să am să alimentez focul. Miroase și fain. Acesta să se rupă. No, bun. Să văd dacă reușesc să prind coamnarul, dacă nu, trec la brichetă. Nu sunt într-o situație de supraviețuire. Sus. Opa, și care benzină. Deci nu cred să mai fie probleme cu focul. Sper. Îl pun tot pe foc ăsta.
asta. Bun. Le-am aici crăpate mai de multă vreme. Dar o să sper să se usuce. Ce mai vreau să fac astăzi cu cuțitul? O să încerc să fac un set de aprindere a focului prin fricțiune, că m-a prins flama. Dar nu din salci, o să caut alun. Să vedem dacă reușesc să-mi fac cu alun. Deocamdată, atât. Sper că v-a plăcut.